încărcată foarte bine, mult. Și spuneam ție că dacă nu vor folosi D, E cu B, F congruente, nu vor arăta. Și atunci am văzut acum pe loc, nu știu dacă am văzut o problemă atunci, D, E și cu B, F fiind paralele de pe laturile lui A, B, C, D, fiind paralele și congruente, da, devine paralelogram și atunci E, F și cu D, B devin diagonale și se înjumătățesc, adică E, F își plasează mijlocul pe D, B. Dar cum A, D, C, B era paralelogram, și AC-ul își plasează mijlocul pe D, B. Înseamnă că în mijlocul respectiv, O acela este și pe mijlocul E, F. În concluzie, A, E, C, F, fiindcă diagonalele AC și E, F se înjumătățesc, devine paralelogram. Da. Mult mai ușoară, mai frumoasă ideea ta a fost. Că am crezut că pe D, E, cu cât F, B, ai văzut paralele de așa și congruente toate la A, D am mai pus pe D, E, la A, la F, C, mai pus pe B, F și atunci a devenit paralelogram urgent. Da. Dacă ar fi fost eu să știi undeva pe aici, pe undeva, că se putea face. Da. Eu, mai merge. Merge și problema asta. Te rog să o gândești acasă. Că la asta autorul două variante de interpretare. E o să fie între A și D. Așa încât D e până pe aici, până la D e, să fie cât B, F. În partea asta. D e cât B, F și cred că merge problema. Da, da. Că rămâne foarte clar. Că da, se formează paralelogram acela în interior. Noi l-am văzut acum în exterior, știi? Da. Și el poate să fie în interior, paralogramul. Eu cred că nu văd, nu mă gândesc la soluția, la varianta asta în care eu o să fie, că autorul a spus așa, A, D, eu pe A, D, dinspre A spre D, dar nu spune că dincolo de D sau între A și D. Da. Nu spune autorul. Da. Și noi trebuia să interpretăm problema asta în ambele variante. Deci cel care rezolvă problema bunoară, eu acolo, că dacă n-am observat, sau oricare dintre rezolvitori, câtă vreme autorul spune îl plasezi pe E de la A până la D, de la A, pornit din A spre D, unde vrei, fie dincolo de D, fie între A și D. Da. Deci în ambele variante problema are loc. Dacă autorul, eu insist aici, lăsând două probleme, două variante, în cazul în care ar fi fost o problemă, să spunem, de olimpiadă și elevul n-a înțeles că poate să-și placeze și așa ceva, îl putea depuncta. Da. Da? Că el făcea jumătate din problemă. Adică făcea numai varianta în care pe E l-a văzut, cum am văzut mai în figură, dincolo în de... În afară. În afară, exact. Da. Și poate să fie și în interior. Deci, încă o dată, reluând o problemă și fiind odihnit, neavând nicio altă preocupare ce o întâlnesc acum pentru prima dată, pot să văd dintr-o altă perspectivă problema, să văd și alte variante de gândire. Ba mai mult, de foarte multe ori, nu știu dacă ai observat, plecând la o problemă, am făcut o altă problemă. Da. Nu? Adică am zis, hai să încerc și altceva, ia să mai văd cum o gândit autorul. Cel mai spectaculos lucru este să pătrundem în mintea autorului, să vedem de unde a ce-o pornit el când a făcut problema aceea. Nu? Nu știu, dacă ți-am lăsat eu ție lecția aceea cu radicalul acela, cu copilul acela care... Da, da. Eu eram într-o derută totală, nu știu dacă ai urmărit filmul până la capăt, și nu știam deloc unde am să ajung. Nici nu știam dacă s-o pot face. Dar trăiam efectiv la cota cea mai înaltă problema. Doar aveam curaj și ziceam, bă, trebuie să fac, să văd ce reușesc. Ce am comunicat eu a fost acolo curajul de a te duce în problemă, da? Curajul de a aborda o problemă. Ioana, îți mărturisesc că discuțiile noastre sunt din ce în ce mai importante, iar eu număr zilele până când ajung duminica. Să nu îmi faci vă figure să mă pășești duminica, pentru că cu alte cuvinte aștept cu nerăbdare, cum ți-am spus în acatist, aceea bucuria neașteptată a mea ești tu, pentru că am pornit acest proiect. Și dacă
Bunul Dumnezeu rânduiește ca să și luăm binecuvântare în această, în această îndrăzneala noastră, pentru că acum este o reluare la un alt nivel. Deci în momentul acesta învățăm pe foarte mulți să descopere cum anume se poate lucra cu Prof Online. Pentru că altfel beții de ei nu știu să uite. Astăzi, la biserică, la Sfântul Ion, m-am găsit cu fetița aceea care te-a recunoscut pe tine, ea a terminat clasa 8-a și eram cu părinții, era și cu tatăl lor, sunt trei copii, și spuneau cu amărăciune, Iliuță parcă am înțeles eu că da, îi da. Cheamă. Da, da, cu mătrii lui mama. Mama a botezat pe cel mai mic. Asta mi-a spus, Iliuță. Da. Și fata care termina clasa 8-a, ea spunea că am recunoscut-o pe Ioana, Și mi-a spus ceva cu botez, nu știu ce, da. Dar eu n-am reținut așa în amănunt. Ei, și acum tatăl era așa de trist, spunea, doamnă profesor, de ce n-am descoperit mai devreme cum anume se poate lucra cu Prof Online? De ce am chinuit și am făcut tot efortul maxim cu putință, ducând la meditații, făcând, da, investind bani, făcând așa și m-am ales cu nimic. Eu am fost convins, tatăl vorbea, eu am fost convins că ducând la meditații, plătind meditatorului, treaba merge foarte bine. De unde să știu eu că în culise ea nu făcuse nicio problemă în geometrie plană? Și una din problemele acelea acolo a fost de geometrie plană. Da. Și ea, beata de ea, nu a descoperit nicio clipă, nimic la geometria în spațiu nu merge. Nici nimic, nu te poți apropia, că toate problemele geometriei în spațiu se reduc la o problemă în geometrie plană. Da. Cu un plan acolo și se lucrează. Ei bine, dacă nu știi asta, n-ai nicio șansă acolo. La geometrie. Și ce a făcut ea? Ce face de regulă la clasă? N-a făcut decât să acumuleze formule, peste formule, azi le înveți, mâinile uiți, azi le înveți. Și un stres fantastic. Foarte greu de așa. Și la ieșire de repede de Sfânta Biserică la Sfântul Ioan, am stat de vorbă cu ei astăzi și amărăciune adevărată. Dacă așa, întreabă-i, vorbește, ei, da, te-au recunoscut. Eu nu știam, am întrebat astăzi, cum vă spune familia? Și mi-a zis, Iliuță. Și am descoperit așa cu ocazia asta că da, e vorba chiar de faptul că pe cel mic, nu, da, a fost botezat de părinții tăi. Că spunea, zice, părintele l-am botezat pe Ioan? Ioan îl cheamă? Nu știam cum. Așa. Așadar, dragilor, trăiți bucuria mea, le spunem tuturor, să trăiască bucuria mea aceea de a merge în acest proiect care este spectaculos, este nemaipomenit. Și să sperăm că vom primi și binecuvântare când Dumnezeu va rândui. Ce spui, Ioana? Ne putem opri aici? Da. Poți să continui singură? Că pe mine mă încântă să faci tu singură. De ce? Mă încântă. Pentru că am văzut că ai curaj. Poți să faci, dai soluții noi. Și te angajezi. Și asta este... Asta vreau să comunic eu tuturor prietenilor noștri. Așadar, dragilor, nu uitați. Nu uitați. Urmăriți-o pe Ioana, că acum să știi că ușor te vor urmări, poate vrea Dumnezeu să reușim să trimitem pe foarte mulți, să-i trimitem pe toți copiii care sunt acum în școală, pe Prof Online, asta e visul meu. Chiar părintele se roage pentru chestia asta, să putem trimite pe toți copiii care sunt în școală acum, pentru că trăim o dramă imensă. Se spune că în cei 12 ani, spuneam și data trecută, din clasa, cei care au terminat clasa 12 acum și au fost în 2007, de intrat în clasa 1, din 5, doar 2 au ajuns la sfârșit, da? 3 s-au pierdut pe drum. Dar asta este grav pentru o națiune. Și în timp de 12 ani au fost 19 miniștri. Fiecare zdrobind învățământul cât a putut el mai mult. Asta e marea dramă a învățământului nostru. Și așa le spuneam tatălui, nu știu cum îl cheamă, Iliuță, domnul Iliuță, spuneam, toată drama este că nu numai la matematică, la toate celelalte obiecte, se merge pe partea mecanică, învață, memorează, azi înveți, mâine, uiți. Și asta e drama. Și la istorie, și la toate obiectele. Deci școala noastră este mecanicistă, în loc să apeleze la starea asta de bine care s-a instalat ție din când ai descoperit cum anume se lucrează cu Prof Online.
Asta e minunat. Și așa că îmi doresc ca să putem trimite spre filmele acestea pe care le vedem pe cât mai, pe toți copiii. Da. De oriunde s-au aflat ei. La revedere, dragilor, cu drag. Vă mulțumesc că ne-ați urmărit. Și Ioana vă pregătește și săptămâna care vine tot așa o surpriză plăcută cu lecțiile din ce în ce mai multe, cu întrebările care... Și cu... Veți vedea că din ce în ce mai puține întrebări sunt, Ioana. Și vei spune, aici am dat o soluție nouă, eu, ea mea. Vreau de acum să spui, aici și aici am găsit o soluție diferită decât a s-a văzut acolo. Da? Da. La revedere, pe curând.